întuneric sau chiar tâlhar. Ai văzut-o? Eu aud! Se apropie! Simt un miros! Avem indicii! Aventurilor cu întorsături. E serios de misterios, nu le reziști. Alfred Ariciul Detectiv. Misterul din Mlaștină. A venit pe aici. Și aici sunt urme de broscuță. Dar și pe aici. Ați găsit broasca Bou? Nu, dar a sărit pe aici. Milo, oprește-te, uită-te pe unde mergi. Milo, nu te mai mișca. Nu. Nu-mi poți scoate piciorul. Am citit odată într-o carte că dacă te zbați tare o să te afunzi mai ușor în nămol. Nu te mai zbate. Am adus ceva. Alfred, n-am timp de botanică. Apucă un capăt, noi o să te tragem. Bine, știam eu, l-am prins. Ține-te bine, nu te mai zbate, lasă-ne pe noi să tragem. Mersi, credeam că s-a zis cu mine. Pantoful meu, îmi trebuie pantoful. Mă duc după niște bețe cu care să încercăm să-l găsim. Nu o să fie ușor. Din fericire e doar un pantof. Nu e orice fel de pantof. E unul din pantofii mei XL5. Mă bucuram că măcar tu ești bine. Mama mi-a spus că mă va pedepsi o săptămână dacă pantofii mei vor păți ceva. S-a zis cu mine. Trebuie să acționăm sistematic dacă vrem să-l găsim și să nu căutăm în același loc de două ori. De ce e atât de greu să scoți ceva din nămol? Pentru că e gros și apos. L-am găsit! Ai grijă! Așa, să nu-l pierzi. Hei! Ăsta nu-i pantoful meu. Presupun că nu ești primul căruia i s-a întâmplat asta. Pot să mă uit? Eu eram aici. Pantoful ar trebui să fie... Am găsit ceva! Nici ăla nu e pantoful meu. Trebuie să fie pe aici, pe undeva. Am nevoie de pantoful meu XL5. Chiar am nevoie de el. Hei, priviți! Wow, nici ăla nu e pantoful meu. E ceva ce mă sperie. Lucrurile astea mi se par ciudate. Seamănă cu uneltele de vânătoare. E posibil? Milo, pantoful tău a dispărut. L-am căutat peste tot. Nu! Mersi că mi-ai împrumutat pantofii tăi, chiar dacă nu sunt XL5. E un stil ciudat, seamănă mai mult cu o sanda. E destul de nouă, cine poartă așa ceva pe aici? Un vânător? Cineva care vrea să acționeze în liniște. Vrei să spui că prin pădurea cioturoasă cineva se tot furișează? Cineva care îți dă fior? Așa se pare, cel puțin avem sulița lui. Adică ar putea fi prin tufișuri sau chiar în fața ușii? Habar n-am, dar știu că n-am mai văzut asemenea lucruri. Nici eu. Căutăm pe cineva căruia-i vine pantoful ăsta. Dacă îi se poate spune pantof. E mare, așadar și el ar putea fi mare. Chiar foarte, foarte, foarte mare. Uite ce-am găsit în geantă. Milo! N-ar trebui să cotrobăiești în lucrurile altora. Știu, dar orice detectiv bun ar face-o. Ne oferă niște informații despre persoana pe care o căutăm. Și ce informații ai găsit? Am găsit 3 figurine. Wow, priviți! Sigur sunt făcute de mână. Dar de ce ar căra un adult 3 păpuși cu el? Sunt foarte simple. Ai vrut să spui cumva primitive? Primitive, vizitatorul e foarte primitiv. Să le ducem la domnul Remy să vedem dacă știe ceva despre ele. Vrei să ieșim din casă? N-ai auzit partea aia despre cât de mare poate fi? Aș spune că voi trei ați găsit ceva foarte curios. Figurinele astea par a fi fost create în urmă cu mult, mult timp, înainte ca pădurea cioturoasă să existe chiar. Adică, prin pădurea cioturoasă se plimbă cineva căruia îi plac antichitățile, care e înalt și înfricoșător? Poate! E curios de misterios. Ale cui or fi? De ce se află aici? Eu cred că au un design foarte, foarte vechi, deși sunt noi. Dacă o să-l găsești, o să-ți dai seama cine e. Pe vremea aia purtau piei de animale, nu haine. Adică cineva înfricoșător căruia îi plac antichitățile, care umblă despuiat și se plimbă prin pădurea cioturoasă? Poate că nu e înfricoșător. Mulțumim, domnule Remy.
fi omul ăsta și ce caută aici? Oare poartă acum pantoful meu XL5? Știu ceva care o să ne ajute să-l găsim. Urmele de pași. Să ne întoarcem să vedem ce mai putem găsi. Asta e urma pe care o căutăm. Să mergem! Cuvintele mare, înfricoșător, căruia îi plac antichitățile, purtător de suliță, nu sună puțin, nu știu, a acces interzis? Să aflăm! De ce sunt eu întotdeauna singura voce a rațiunii? Urma asta e de la pantoful meu, aceasta de la talpa mea goală, aceasta la fel... Nu văd nicio urmă ciudată pe aici! Voi? Nu! Nu. Cum a ieșit din nămol? Cum de n-a lăsat nicio urmă? Poate s-a târât prin nămol până a ajuns la apă, de unde a ieșit pe plajă. Ha? Să se târască prin nămol? E imposibil! Ai văzut cum am scufundat eu? Deci cum a reușit să-și ducă pantoful, geanta și arma în nămol fără să lase nicio urmă în tot acest timp? Cine ar putea să facă așa ceva? Cineva înfricoșător. Chiar nu știu. Al doilea indiciu e că a ieșit din nămol fără să lase nicio urmă. La sediu! Intră! Ușa e deschisă! Cartea asta e tare grea! Puneți-o pe masă! Am găsit ceva destul de interesant care m-a făcut să aduc cartea. Ce anume? Ce ați găsit? Dovada că această persoană primitivă, care a trăit cu aproximativ 2000 de ani în urmă, mai trăiește și acum. Priviți! Oh! Wow, par vechi! Se desfac! Exact! Asta dovedește că omul peșterilor încă există, dar arată complet altfel. Dar figurinele? Oh, da, am găsit ceva și despre ele. Așteptați, figurinele astea reprezintă familia, cei iubiți lăsați în urmă. Adesea sunt transportate într-o traistă ca semn de aducere aminte. Are familie! Trebuie să-i înapoiem lucrurile, sigur le caută. Priviți! Cineva a lăsat un coș de picnic. Plăcintă, e caldă. M-am gândit că străinului i s-o fi făcut foame. Noi, locuitorii pădurii cioturoase, am discutat și am ajuns la concluzia că n-am fi o comunitate bună dacă nu l-am face să se simtă binevenit. Cu astea n-o să-i fie nici frig, nici foame. Ajutor! Pe toți pești din lume! Mlaștina a pus laba pe mine, trageți! Așa, bunicul obișnuia să păstreze o parte din hrană în mlaștina asta. Era frigiderul lui. Mlaștina o păstra rece, aerul nu pătrundea la mâncare, așa că aceasta rezista mai mult. Însă când te prinde, nu-ți mai dă drumul. De ce se ascunde străinul de noi? Se pregătește de atac cumva? Poate că e timid. Sau greu de văzut, sau... Al treilea indiciu. Ha? E greu de văzut? Nu! Mlaștina, așa cum spunea Oakley, nu lasă aerul să pătrundă în nămol. Acolo am găsit lucrurile. Acesta e al treilea indiciu. Poftim! Avem un om al peșterilor purtător de suliță, îmbrăcat în piei în libertate, iar tu crezi că etanșarea în nămol e un indiciu? Veniți, să revizuim indiciile! Indiciu. Lucrurile astea par vechi, foarte vechi. Desigur, știu. Poate că sunt vechi, poate că sunt artefacte furate dintr-un muzeu de o rețea internațională de contrabandiști, ascunse în mlaștină până când aceștia le vor putea recupera. Interesant! Al doilea indiciu? Grozav, nu au lăsat urme. Nici urmă de proprietar al pantofului, al suliței, al genții, nici urmă de contrabandiști. Bine, contrabandiștii n-au fost o idee bună. Al treilea indiciu. Euclid a spus că bunicul lui folosea mlaștina pe post de frigider. Asta ar cam murdări o salată de fructe. Cred că știu. O salată de fructe? Da, știu! Să ne întoarcem la mlaștină. Ce se petrece aici? Am vrut să ne asigurăm că vizitatorul știe că e binevenit. Ne-am gândit să-l așteptăm aici și să-l întâmpinăm. Sunt sigur că va rămâne uluit cât de avansat suntem, dar va veni. O să aveți ce sta, vizitatorul e plecat de sute de ani. Poftim? Dar pantoful, sulița, geanta, figurinele... Lucrurile sunt ale lui, dar nu sunt noi. Sunt foarte vechi și ar trebui duse la muzeu. Par noi, dar Oakley mi-a dat cheia atunci când mi-a povestit despre bunicul lui. Serios?
I-am dat o idee lui Alfred aici. Aha, ne-ai spus că bunicul tău folosea mlaștina drept frigider. Asta înseamnă că în mlaștini nu pătrunde aerul. Acest fapt împiedică lucrurile să putrezească. Ce ai spus? Așadar, deși pantoful, sulița și geanta par noi, au aproape 2000 de ani. Mlaștina fără aer le-a conservat bine. Așadar, nu avem un vizitator primitiv înfricoșător cu suliță? Nu, dar străinului i-ar fi plăcut să știe că lucrurile lui nu s-au pierdut, că sunt apreciate de descendenții săi. Dă-te bătut, Milo! Pantoful tău a dispărut de tot! Gândește-te puțin, Milo, peste 2000 de ani un puști neîndemânatic îți va găsi pantoful în aceeași stare în care era când l-ai pierdut tu! Grozav, îmi sunteți de mare ajutor! Obiectele dintr-o mlaștină se pot păstra foarte multă vreme. Lipsa de oxigen din aceasta înseamnă că dacă azi pierzi în ea un pantof, acesta va putea fi găsit de cineva peste 1000 de ani în stare perfectă!